Rugăciune către Sfântul Ioan Valahul. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel neîntrecut în înțelepciune și minunat într-o lucruri, căci din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul la toată mângâierea și nădejdea, ai biruit a ridica dintre semințiile pământului fii aleși, care prin credință tare și prin viață pilduitoare să mențină trează credința în puterea și milostivirea ta și să nu lase neamul omenesc a se prăbuși în întuneric cu cel fără de fund al neștiinței, de cele înalte și a păcatului. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, cel ce primești cu bunătate și cu îndurare mijlocirile sfinților bineplăcuți ție, pentru nevoile de tot chipul, duhovnicește și trupește ale nevrednicilor robilor tăi, cei ce plutesc pe marea cea sărată și de atâtea ori învifurată a acestei vieți vremelnice pline de ispite și poverne numărate. Însuți dar, Doamne, pentru rugăciunile preacuratei născătoare de Dumnezeu și cele ale Sfântului Mucenic Ioan Valahu, primește și acum smeritele noastre cereri și ne izbăvește pe noi de toată întâmplarea cea rea, de năpasă, de prigoană, de uneltirile celui viclean, ocrotind viața noastră prin milostivirea ta cea mare și nu pentru vrednicia noastră, căci tu știi neputința firii omenești și cunoști pe fiecare cu casa, cu cererea și trebuința lui. Primește, dar, Stăpâne, și rugăciunile noastre, apărându-ne de tot răul și dăruindu-ne cele spre mântuire, că pentru toate cele ce ne-ai dat și ne dăruiești nouă în toate zilele vieții noastre, binecuvântat și preaslăvit să fii Părinte al Luminilor și Izvorul Bunătăților dinpreună cu Cel fără de început al Tău Fiu și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, dragi prieteni, să aveți o zi așa cum vă doriți.